Bine v-am regăsit, sunt Daniel Coman, iar dumneavoastră sunteți alături de Euronews România la știrile dimineții. Începem jurnalul orei 9. Iată informațiile momentului. Șoferii băuți sau drogați riscă să rămână fără permis de conducere până la 10 ani. Proiectul de lege care înăsprește pedepsele a fost adoptat în Parlament. Ministrul Apărării spune că sistemul de rachete Patriot este indispensabil pentru România. Asta după ce președintele Iohannis a arătat deschis să ofere Ucrainei sistemul de apărare după discuția de la Washington cu Joe Biden. A fost bătaie în Parlamentul georgian după ce controversatul proiect de lege privind influența străină a fost aprobat, iar zeci de mii de oameni au protestat în stradă. Performanță istorică în domeniul artelor digitale din România. Un proiect românesc a fost selectat în competiția imersivă de la Cannes. Iar Ioana Mischie, realizatoarea proiectului, va fi în direct la Euronews România, imediat în jurnal. Șoferii prinși drogați la volan, indiferent dacă sunt sau nu implicați într-un accident, pot rămâne fără permis până la 10 ani. Este principala prevederea unei legi adoptate de Parlament. Arina Delcea a urmărit subiectul și ne explică. Bine v-am găsit. Legea vine cu sancțiuni noi și dure pentru cei care consumă droguri și se urcă la volan. În cazul șoferilor prinși drogați, judecătorul poate dispune suspendarea dreptului de a mai conduce pentru o perioadă cuprinsă între un an și 10 ani, asta pe lângă pedeapsa deja prevăzută de lege, închisoare de la 1 la 5 ani. Măsura este valabilă și în cazul șoferilor prinși cu o alcoolemie mai mare de 0,8 la mie și asta indiferent dacă șoferii drogați sau băuți au dus la un accident rutier. În cazul în care se întâmplă un accident în trafic din vina acestor șoferi, pedeapsa cu închisoarea este între 15 și 25 de ani. Legea mai prevede și alte sancțiuni, vă mai dau câteva exemple, închisoare de la 1 la 5 ani pentru cei care dau altora să consume, fără rețetă medicală, produse susceptibile a crea efecte psihoactive și îndemnul la consum se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani. Noua lege mai prevede și posibilitatea confiscării bunurilor dobândite prin trafic de droguri. De asemenea, sunt sancțiuni mai dure și pentru cei care fac trafic de etnobotanice și mai ales pentru aceia care îi folosesc pe minori în astfel de activități. Vorbim, doamnelor și domnilor, despre un proiect de lege inițiat de parlamentarii Partidului Social Democrat. Face parte din pachetul de legi promise de autorități imediat după accidentul de astăvară din stațiunea 2 Mai. Proiectul a fost adoptat în unanimitate de parlamentari și urmează să meargă la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare. Legea Fugarul Plătește a fost adoptată de Camera Deputaților, merge și ea la promulgare, așa că cei care fug în străinătate, în speranța că vor scăpa de o condamnare sau de executarea pedepsei, vor fi obligați să suporte cheltuielile de extrădare. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Statul român a cheltuit în 2023 ca să aducă pe acești fugari aproape 10 milioane de lei. Ministerul Justiției a făcut acest proiect de bun simț, ai fugit de justiția din țară, când te întorci, tu plătești aducerea ta în țară, nu statul român. Sunt două scenarii, cel în care inculpatul fuge de urmărirea penală sau de judecată și atunci costurile aducerii în țară se adaugă la cheltuielile judiciare, iar al doilea scenariu, când condamnatul fuge de executarea pedepsei și în situația asta banii se vor recupera printr-un proces civil intentat de ministerul care a făcut cheltuielile. Pentru un concediu medical de o săptămână, cei mai mulți dintre români vor fi nevoiți de acum încolo să facă două drumuri la medic. Dacă până acum medicul de familie putea elibera din start un certificat medical pentru 7 zile, acum se va întâmpla în două etape. Asta prevede un ordin comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Excepție fac doar 35 de boli, extrem de contagioase. Despre ce afecțiuni este vorba mai exact, ne spune Tatiana Lipkin. Bine te-am regăsit! Tatiana, pare o listă mai restrictivă acum și se și complică procedura. Da, este mai limitată această listă pentru că vorbim doar despre 35 de boli. Din păcate, numărul bolilor este mult mai mare în realitate. Vorbim despre boli extrem de contagioase, printre altele este vorba despre COVID-19, tuberculoză, holeră, febră tifoide, febră galbenă sau tuse convulsivă. Dacă un pacient suferă de una dintre aceste boli, practic poate obține certificatul pentru un concediu medical de 7 zile. După expirarea acestor 7 zile, mai poate
poate solicita un alt certificat doar de la medicul specialist. Nu mai poate solicita de la medicul de familie, cum se întâmpla până acum. Sunt câteva modificări aduse de către CNAS și de către Ministerul Sănătății, cât despre cei care nu se regăsesc pe această listă. De exemplu, cei care au gripă sau rujeolă vor putea beneficia, ca și până acum, de 7 zile de concediu medical, dar noutatea este că vor fi împărțite în 2 etape. În primă fază, cei care au nevoie de un concediu medical vor primi un certificat pentru 4 zile. Dacă după expirarea acestei perioade starea de sănătate nu se ameliorează, pacientul mai poate primi încă 3 zile, dar pentru asta este nevoie să mai meargă încă o dată la medicul de familie. În cazul în care nici după cele 7 zile nu se simte mai bine, concediul poate fi prelungit, dar nu de medicul de familie, ci de medicul specialist, ca și în prima situație. Este o modificare venită la scurt timp după nemulțumirile legate de introducerea impozitului de 10% pe concediile medicale, așa zisa taxă pe boală. După ce a fost intens dezbătută în spațiul public, autoritățile au revenit cu modificări, știm, au exceptat de la plata acestei taxe mai multe categorii de persoane, printre care femeile gravide, bolnavii de cancer sau bolnavii cronici. Ministerul de Finanțe se așteaptă să încaseze în jur de 600 de milioane de lei anul acesta de pe urma acestei taxe. Discutăm despre acest subiect cu consultantul fiscal Valentina Saigo, care este în direct cu noi. Bună dimineața și vă mulțumesc mult pentru prezență! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație! Doamna Saigo, o nouă modificare adusă concediilor medicale după acea taxă de 10% care a intrat în vigoare la începutul acestui an. Acum vedem modificări legate de perioada concediilor. Vor fi luate în etape concediile de 7 zile. Cum sunt afectați angajatorii și angajații de aceste noi modificări? Dacă modificările care au fost aduse la concediu medical prin ordonanța 115 la sfârșitul anului trecut afecta evident preponderent angajatorii, prin introducerea taxei pe boală, ceea ce mi se pare absurd să vorbim despre sănătate la concediile medicale când vorbim despre niște oameni bolnavi. Ok, deci ordonanța Trenuleț ne-a adus taxarea concediilor medicale suplimentar cu 10%, paradoxal taxa de sănătate pentru niște persoane bolnave. La vremea aceea, deci de la 1 ianuarie până pe 12 aprilie, când a intrat în vigoare noua ordonanță 34, singurele scutite de sănătate la concediile medicale erau bolile profesionale sau accidentele de muncă. De ce? Pentru că pentru acelea se plătea suplimentar contribuția asiguratorie de muncă. Nu înțeleg. Efectiv, nu înțeleg ce se întâmplă în zona aceasta de concedii medicale. Pentru că mă simt efectiv ca în bancul cu rabinul și cu caprele, când ni se impune sănătate la concediile medicale, după care vine guvernul salvator să scoată această sănătate, dar nu de peste tot. A fost scoasă contribuția de sănătate la concediile medicale prin ordonanța 34 publicată pe 12 aprilie, pentru anumite boli, pentru marea majoritate a bolilor. Și dacă ne uităm la expunerea de motive cu care guvernul a adoptat ordonanța 115, după care corecția din ordonanța 34, ne amintim de declarațiile premierului Ciolacu, care spunea că de fapt și de drept se abuzează foarte mult de concediile medicale. Lucru total eronat constatat după aceea. Știm unde se abuzează. Se abuzează în special la funcționarii publici, nu la mediul privat. Și o altă problemă pe care o mai avem în dezbatere legată de concediile medicale este faptul că indemnizațiile de concedii medicale se recuperează foarte, foarte greu de către mediul privat din banii de recuperat de la Casa de Sănătate. Sunt luni, sunt ani în care mediul privat finanțează bugetul de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, ceea ce este revoltător. Da, știm că chiar dumneavoastră v-ați confruntat cu dificultăți în a recupera banii pentru concediile medicale. Dacă puteți să ne spuneți mai multe.
Este o practică ce nu s-a schimbat de ani de zile și groapa aceasta, întârzierea aceasta se adâncește. Termenul pentru restituirea, pentru rambursarea indemnizațiilor de concedii medicale este de 30 de zile, dar nu a fost respectat niciodată. Se ajunge la luni, poate chiar ani de zile până când recuperăm concediile medicale. Cum se recuperează aceste concedii medicale de către mediul privat, de către angajator? De obicei în instanță și ne întrebăm de ce instanțele sunt aglomerate. În cazul meu a trebuit să dau casa de sănătate în judecată pentru un concediu de îngrijire copil când copilul aproape că ajunsese la grădiniță. Da? Deci după 2 ani jumate nu se învrednicise casa de sănătate să-mi restituie indemnizațiile de concediu medical. Și vorbim despre bugete considerabile pentru mediul de afaceri. Bani blocați pe care angajatorul este obligat să-i dea din buzunar și să-i recupereze la sfântul așteaptă. Că acum s-a modificat din nou modificarea concediilor medicale și avem 3 zile, 4 zile, 7 zile, 5 zile. Doamna, nu are pe scurt, credeți că ar fi această nouă modificare o nouă tentativă a guvernanților de a descuraja românii să-și ia concedii medicale? Evident că asta este concluzia și vedem ura viscerală pe care o are guvernul față de mediul privat și mai ales față de votanții lui. Ok, că mediul privat este chinuit, este agresat, este abuzat, este plimbat, știm. Dar acum să vedem că și oamenii bolnavi sunt puși pe drumuri interminabile printr-o legislație abuzivă și o legislație, cum să zic, împotriva contribuabililor, pacienți, persoane fizice, angajatori, persoane juridice. De ce? Pentru că nu este în stare să stăpânească sistemul asigurărilor medicale. Legislația este reactivă și pedepsește întotdeauna pe cei corecți, cei care plătesc, pentru că nu este capabil statul să-și rezolve problemele acolo unde sunt reale probleme. Da, sperăm să fie ultimele modificări. Doamna Săigo, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Eu vă mulțumesc cu mare drag. Cu fiecare spălare, detergenții ne curăță buzunarele, în sens figurat, desigur. Fie că sunt detergenți de rufe, de spălat vasele sau soluții de curățat pe jos, s-au scumpit consistent în ultimul an, potrivit datelor statistice oficiale. Iar creșterea semnificativă i-a determinat pe cei de la Consiliul Concurenței să analizeze cu atenție ce se întâmplă pe această piață și să vadă dacă scumpirile sunt justificate sau nu. Fiecare ciclu de spălare consumă câte o doză de detergent, adică cel puțin 1,50 lei, asta fără a lua în calcul energia și apa folosite. O pungă de detergent pudră cu 40 de spălări costă 70 de lei, la fel și o cutie cu 22 de capsule, iar pentru o sticlă de 2 litri cu detergent lichid plătim 50 de lei. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, în aprilie anul acesta am dat cu 25% mai mult pe detergenți față de aceeași lună anului trecut, în timp ce articolele de igienă și cosmetice sunt mai scumpe cu 13%. Sunt creșteri de prețuri înregistrate într-o perioadă în care inflația a început să coboare. Premierul nu are o explicație pentru aceste evoluții, dar anunță o anchetă a inspectorilor de concurență. S-a micșorat inflația cu aproape 0,5%. A crescut la detergenți. 25% o scumpire. Nu vorbesc de inflație, nu de prețul la detergență. Prețul la detergență a crescut cu 25%. Urmează cu adevărat Consiliul Concurenței să facă o anchetă. Am și vorbit cu președintele. Deci sunt două lucruri diferite totuși. Poate pentru dumneavoastră urgența e cea mai mare, sunt detergenții. Pentru mine continuă să fie impozitarea muncii și inflație. Prețurile produselor nealimentare au început să crească după ce guvernul a plafonat adaosul comercial pentru alimentele de bază. Consiliul Concurenței vrea să vadă dacă nu cumva unii comercianți au profitat de această situație și au crescut prețurile la restul produselor ca să nu iasă în pierdere. În economie se numește waterbed effect. Este ca și cum te-ai așeza pe o saltea de apă, ea se lasă într-o parte și urcă în altă parte. Anterior, tot Consiliul Concurenței a exclus că aceste scumpiri ar viza înțelegeri anticoncurențiale.
Vorbim deja de câțiva ani despre creșterea inflației și niciodată nu e un moment rău să revenim la baza discuției. Să aflăm ce înseamnă inflația, cum apare în viața noastră și cum o influențează. Și tocmai de asta vă propun să luăm ca indicator, dacă vreți, un produs banal. Pentru că este o oră perfectă să ne facem poftă, vă propun să vorbim astăzi despre covrig. Banalul covrig de un leu nu mai este de fapt covrigul de un leu. O astfel de bancnotă nu mai poate cumpăra acum un covrig. Este și definiția oficială a inflației. Este o devalorizare a banilor, o creștere generalizată a produselor care duce la scăderea puterii de cumpărare. Adică, dacă în urmă cu câțiva ani puteam cumpăra cu o astfel de bancnotă de un leu un astfel de covrig, inflația a dus la scăderea valorii bancnotei și creșterea valorii covrigului. Cu alte cuvinte, dacă avem o inflație cumulată de 50% în ultimii ani, asta înseamnă că aceeași bancnotă nu ne mai aduce un covrig întreg, ci doar jumătate din el. Așa am ajuns ca un covrig de un leu să rămână doar proverbial. El să coste acum undeva între 2,5 și 3 lei în funcție de patiseria sau brutăria de la care îl cumpărăm. Hai să vedem și ce rol are tehnologia, pentru că ChatGPT, deși a primit îmbunătățiri, nu plătește facturi, nu mănâncă, dar consumă energie electrică, consumă resurse și știe lucruri. Dar nu consumă covrigi. Nu consumă covrigi, dar eu pot. Întreabă-l tu, te rog, pe ChatGPT dacă știe ce e aia inflație. Hai să vedem cum funcționează acest update și, mă rog, de fapt să ne jucăm puțin cu el, pentru că toată lumea se joacă cu el, și să-l întrebăm exact ce spune și tu, ce este inflația. ChatGPT, explică-mi în 30 de secunde ce este inflația, așa încât să înțeleagă și un copil de clasa a 5-a. Sigur. Inflația înseamnă că prețurile pentru lucrurile pe care le cumperi cresc în timp. De exemplu, dacă o înghețată costă 5 lei azi, dar anul viitor costă 6 lei, asta e inflație. Este ca și cum banii tăi ar valora puțin mai puțin pe măsură ce trece timpul. Explicație 30 de secunde, cam priceput, nu? Și în sfârșit o explicație cu care ne putem identifica. Înghețata ne place și din nou putem cumpăra mai puțin. E ca și cum se topesc banii în mâinile noastre, la fel ca înghețata. Uite, vezi, e și asta foarte important să vedem. Noi am făcut și ora trecută acest experiment și ai văzut cum lucrurile evoluează pe măsură ce îi dai și un prompt diferit. Acum i-am spus să facă aceeași explicație în 30 de secunde și totul a fost mult mai concis. Și a răspuns și foarte rapid. Da. Asta este unul dintre update-urile pe care le primește ChatGPT, acest model generativ, care a fost lansat în urmă cu ceva mai bine de 24 de ore, dar a strâns deja foarte multe reacții. Foarte mulți oameni și foarte mulți specialiști, de fapt, din domeniul tehnologiei, care sunt entuziasmați de ceea ce înseamnă progresul acestei aplicații. O aplicație care va fi și gratuită de la un moment dat. Toate aceste update-uri urmează să apară și pe aplicațiile pe care le utilizăm în fiecare zi, pe telefon sau pe calculator. Foarte important, sunt aplicabilități care țin inclusiv de rolul educațional pe care l-ar putea avea această aplicație. Poate să fie un soi de tutore pentru un elev care, așa cum vedem în acest exemplu, are de rezolvat o problemă de matematică. Împarte ecranul cu ChatGPT și ChatGPT îi indică pași pe care ar trebui să îi urmeze așa încât să rezolve cât mai repede această problemă de matematică. Așa cum vă spuneam, este foarte mult entuziasm, însă sunt evident și specialiști în acest domeniu care discută despre faptul că este o chestiune de marketing în primul rând acest update și că nu sunt neapărat niște update-uri cu adevărat revoluționare. Ca să înțelegem mai bine dacă este sau nu un motiv de entuziasm acest update pe care l-a primit ChatGPT, discutăm la această oră cu Marian Hurtucaș, specialist în tehnologie și marketing. Bună dimineața, Marian! Bună dimineața, Radu! Ar trebui să fim entuziasmați, cred că pe noi ne-ai ascultat, ne-ai și văzut în ultimele minute, noi părem foarte entuziasmați, dar entuziasmați eram și de covrigul de mai devreme. La fel precum covrigul, care nu are valoare nutrițională foarte mare, cred că nici AI-ul în momentul ăsta, din punct de vedere tehnic, nu are o valoare nutrițională foarte mare pentru mediile pe care ar trebui să le lovească, să le impacteze, cum
se folosește termenul în mediul corporate. Mă uit zilnic la AI și la cum această tehnologie ne-a captat atenția în ultimii ani, deși este o tehnologie veche care a început să fie dezvoltată prin anii 60, abia acum a ajuns cumva la un soi de maturitate, dar este un soi de maturitate vizibilă prin exterior, nu în interior. E ca atunci când ajungi la 30-40 de ani, dar te comporți ca un adolescent. Cred că inteligența artificială pe acolo este. Am ajuns la concluzia asta după ce am discutat cu oameni mai deștepți decât mine, atât în privat, cât și la evenimente, cât și la emisiunile mele de la radio. Și în baza informațiilor pe care le am, le-am găsit și le-am putut înțelege, nu sunt dat pe spate foarte tare nici de prezentările OpenAI pentru ChatGPT 4o, de la omnipotent, dacă pot să-i spun așa, și Google pentru Gemini, care a fost aseară. Sunt produse extraordinare, cel puțin în variantă demo, dar nu sunt foarte impresionat și voi explica imediat de ce. Pentru că în mare parte am învățat, cel puțin în ultimii ani, să iau totul cu entuziasm limitat, pentru că trăim în vremuri în care foarte puține lucruri sunt așa cum se promit a fi. Aș zice că trăim într-o economie a promisiunilor și mai puțin într-o economie a rezultatelor, așa cum eram obișnuiți până acum câțiva ani. Cred că ne aflăm într-o bulă de inteligență artificială și că suntem pe cale să o vedem spartă. Semnele că ne aflăm într-o bulă sunt peste tot din punctul meu de vedere, dar cele mai multe sunt în sectorul investițiilor. De ce spun asta? Pentru că dacă ești o afacere în căutare de finanțare, astăzi trebuie să susții că folosești inteligența artificială ca să primești bani. De ce faci asta? Pentru că toate companiile mari fac asta și au deja o capitalizare foarte mare pe piețele financiare. Deci sunt foarte mulți forțați să utilizeze termenul ăsta, chiar dacă nu au tehnologia să o folosească. O să dau acum un exemplu care cumva a scăpat pe sub radar zilele trecute, cazul Amazon cu magazinele, cred că tradus în România, în română este ia și pleacă, grab and go, care promitea practic o experiență foarte ușoară de cumpărare, te duceai la raft, puneai în coș și în timp ce ieșai afară din magazin erai taxat și ți se luau banii direct din cont. S-a descoperit de fapt că inteligența asta artificială care făcea calculele și îți lua banii din cont erau de fapt niște oameni din India care se uitau pe camere, vedeau ce pui în coș, făceau suma totală și tu când ieșai din magazin afară, pentru că magazinul nu mai avea casă de marcat, taxau pur și simplu. Sunt multe firme de tehnologie care pretind că folosesc inteligența artificială, dar atenție, cuvântul de bază este pretind. Nu sunt foarte mulți de acord cu mine. Majoritatea celor care s-au îmbogățit în era din 2000 a bulei .com din state au motive să spună că de fapt asta nu este o bulă. Bine, fiecare își formează părerile după ce își face puțin research. Ideal este să înțelegem că cred eu că părerea mea este că entuziasmul se va tempera mai devreme decât mai târziu, pentru că trăim într-o lume în care afirmațiile vin primele și produsele vin după, iar oamenii nu sunt atât de naivi. Marian, am două produse care... Te rog. Spune-mi, te rog, la ce ar trebui să ne așteptăm sau la ce ar trebui să sperăm de la ChatGPT-5, așa încât să fie cu adevărat ceva revoluționar pentru acest domeniu. Pentru că așa ne uităm la aceste produse. A venit 4.0, acum trebuie să vină 5. Ce ar trebui să aibă 5 ca să fie cu adevărat revoluționar în piață? Ar trebui să aibă aplicabilitate în viața de zi cu zi. Și în momentul ăsta, asta cred că face inteligența artificială, încearcă să-și găsească un soi de relevanță în lumea noastră. E clar că a găsit puncte relevante în industrii precum industria de tehnologie. Se vorbește foarte mult pe la colțuri de faptul că concedierile din ultimul an, multe la număr, mai ales în companiile de tehnologie, n-au de fapt nicio legătură cu angajările masive din perioada pandemiei și că acum nu și-ar mai găsi loc oamenii ăia în
în organigramă, ci că are mai degrabă treabă cu inteligența artificială și cu automatizarea. E clar că multe dintre lucrurile pe care le putea face 5 oameni pot fi făcute acum de un singur om, pentru că pot să automatizezi într-adevăr lucruri care țin de nu neapărat de repetitivitate, ci inclusiv de creativitate. Poți să faci ping-pong de idei cu inteligența artificială, cu programele de cu programele large language model, însă până o să-l vedem adoptat de toată lumea mai este multă vreme de parcurs și de la 5 nu știu la ce să mă aștept, pentru că să fim serioși, nu ne așteptam nici la 4.0 să facă ceea ce face. Ne îndreptăm ușor-ușor către niște scenarii de filme SF pe care le-am văzut. Primul la care m-am gândit a fost Her cu Joaquin Phoenix. Pare că toată lumea s-a gândit la acel film, inclusiv am văzut că Sam Altman a vorbit despre asta. Îți mulțumesc foarte mult, Marian, pentru această intervenție și pentru informațiile pe care ni le-ai adus. Acest program nu a fost realizat de către inteligența artificială operată din India, din laboratoare din India. Mi-a plăcut exemplul pe care l-a dat Marian și chiar citisem acea poveste. Mi-am amintit de o secvență din The Office în care Michael se joacă cu acel calculator. Da, e ca și cum la bancomat bagi cardul și înăuntru este tot un om care stă și numără banii. Am văzut că în China sunt prezentați urși panda, de fapt sunt câini vopsiți. Deci, nu poți să mai ai încredere în nimic în ziua de astăzi, Radu, dacă ăsta e numele tău adevărat. Mulțumim! Evadare ca în filme în nord-vestul Franței, doi ofițeri de poliție au fost uciși și alți trei răniți în urma unui atac armat. Când duba care transporta un deținut s-a oprit la un punct de taxare pe autostradă, mai mulți bărbați au deschis focul. După ambuscadă, deținutul și complicii se au fugit cu două mașini, care au fost găsite arse în apropiere. Ei sunt în continuare căutați de autoritățile franceze. În urma atacului fără precedent, care a avut loc în jurul orei 11 dimineața, s-a creat o celulă de criză și a fost mobilizat un număr impresionant de polițiști. Lors d'une extraction judiciaire entre le tribunal judiciaire d'Evreux et la prison de Rouen, un homme s'est évadé et pour procéder à cette évasion, ses complices n'ont pas hésité à tirer sur les escortes à l'arme lourde. Et dans mes pensées, il y a bien sûr les trois blessés, gravement blessés, qui sont actuellement hospitalisés. Le pronostic vital de deux d'entre eux est au moment où je vous parle engagé. Evadatul se numește Mohamed Amra, are 30 de ani și a fost condamnat de 13 ori la închisoare pentru delicte grave, printre care tentativă de omor și trafic de droguri. În memoria ofițerilor uciși, sesiunea Parlamentului de la Paris a început cu un moment de reculegere, iar premierul francez a subliniat că atacul este unul deosebit de grav. Ce matin dans l'heure, c'est la République qui a été attaquée. C'est l'ordre républicain qui a été pris pour cible. C'est notre justice. C'est le refus de l'impunité sur lequel on a tiré. À mon tour, au nom du gouvernement, en notre nom à tous, je veux leur rendre hommage. Notre peine, c'est celle de tout un pays. Autoritățile au deschis o anchetă la care participă Oficiul Național de Luptă împotriva crimei organizate și magistrații parchetului din Paris. Festivalul de la Cannes și-a deschis porțile, iar anul acesta, la competiția imersivă, au fost selecționate 8 proiecte din toată lumea. Și marcăm în acest fel o performanță istorică în domeniul artelor digitale din țara noastră. Un proiect românesc a fost selectat în competiția imersivă de la Cannes. Human Violins Prelude se numește, iar Ioana Mischie, realizatoarea proiectului, este chiar la Cannes. Îi spunem și noi bună dimineața. Mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Și felicitări, în primul rând. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Este o onoare pentru noi și, într-adevăr, suntem la Cannes, pregătiți să începem festivalul. Ieri am avut primele proiecții de presă și e un moment istoric, o veste bună pentru toată breasla noastră, în care o muncă de un deceniu în domeniul artelor imersive și în domeniul transmedia, storytelling,
este recunoscut de către, iată, un festival cu o istorie enormă în cinematografie, care a premiat ani în șir excelența în cinematografie. Iată că acum încep să se deschidă în domeniul noilor formate de povestire și sper din toată inima ca oamenii să vină, să vadă proiectele imersive. Sunt cu totul spectaculoase, sunt cu totul diferite de o proiecție clasică de film. Fiecare dintre proiecte este gândit ca o instalație. Și ieri am avut primii exploratori în cadrul instalației noastre și a fost foarte emoționant. Am avut oameni care au plecat plângând, însă plângând de emoție cumva. Așa că da, așteptăm cu nerăbdare să îi primim pe toți cei, sper eu, 30.000 de vizitatori ai festivalului. Și sperați și la un premiu, bineînțeles. Îmi place să cred că simpla prezența aici este un premiu, dar bineînțeles este o competiție oficială, așa că desigur ne-ar onora să putem să convingem profesioniștii din jur că noi, echipa noastră de româno-francezi, apropo este prima coproducție România-Franța în domeniul VR, și îmi place să cred că avem foarte multe de oferit acestei lumi și proiectul pe care îl prezentăm efectiv este un proiect inovator din punctul de vedere al povestirii, al tehnologiei și al direcției artistice pe care o are. Și așa va putea că... fi el văzut, simțit și de publicul din România? Bineînțeles, bineînțeles. După premiera de la Cannes vom avea evenimente în România. De altfel, eu țin și cursuri de artă digitală la UNATC și studenții noștri. Și apropo, am înființat două masterate de tehnologii interactive și game design la UNATC, unde toți cei interesați se pot înscrie. Și studenții noștri vor avea acces la aceste proiecte în primul rând. Și după aceea întregul public din România de-abia aștept să putem să-l dezbatem, pentru că este un proiect menit să ne facă să dialogăm, menit să ne facă să dezbatem ce anume este esențial în viața noastră și cum putem depăși momente cumplite prin creativitate, prin muzică și prin puterea artei. Prezența în competiția de la Cannes este, bineînțeles, așa cum spuneați și dumneavoastră, încununarea unei munci foarte lungi și foarte intense. Dar cum ajunge un astfel de proiect de la idee la Cannes? Ajunge trecând prin numeroase stadii de revoluționare a conceptului. Ce se întâmplă atunci când lucrezi în realitate virtuală sau când folosești software-uri de ultimă generație este că lucrurile nu ți ies din prima, așa cum îți dorești. Și atunci noi, practic, prototipăm, creăm de la zero metodologii noi și nu ne ies din prima, ca atare trebuie să le refacem. Proiectul pe care îl prezentăm la Cannes a fost refăcut de cel puțin 5 ori până să ajungă în forma de acum. De asta suntem și atât de mândri că am reușit să-l aducem la viață. Tot ce implică inovare audio-vizuală necesită timp și necesită investiție. Resurse umane, resurse financiare și am avut marele noroc să avem alături o echipă de oameni super talentați. Am colaborat cu oameni din 4 țări, cu profesioniști din zona artei interactive, profesioniști care știu să programeze în Unreal Engine, profesioniști care știu să facă sunet imersiv, profesioniști care știu să facă UX design și împreună am venit alături în acest proiect și se simte că e un proiect organic, pentru că am rezonat cu toții cu ideea de bază, însă eu fiind povestitor la bază, plec întotdeauna de la un concept puternic. Nu intru într-un proiect fără să cred la maximum în conceptul pe care îl are și tehnologia vine ca un instrument care să potențeze acel concept, să potențeze acea poveste. Chiar dacă suntem specialiști în noi tehnologii, nu plecăm niciodată de la ideea că ok, vrem să facem un proiect VR indiferent de situație. Nu vrem să facem un proiect VR doar dacă această tehnologie ne ajută să extindem conceptul în... pe căi nebănuite. Și, de exemplu, în cazul nostru, întregul proiect e un omagiu adus muzicii și adus muzicienilor și întreaga direcție artistică e alcătuită dintr-un
fir, dintr-o coardă de vioară care se extinde și alcătuiește întreaga arhitectură. Și ne-ar fi plăcut la modul ideal ca fiecare componentă din acea arhitectură virtuală să fie interactivă și oamenii să creeze muzică din tot ce ating, însă, de exemplu, tehnologia are și limitări și nu am avut cum să facem acest lucru la acest nivel. Cu toate astea ați devenit trendsetter, practic, în acest domeniu al artelor audiovizuale și vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Vă urăm mult succes în competiție și vă așteptăm aici la Euronews România și după ce câștigați premiul la Cannes. Mulțumim foarte mult! Mulțumim mult și mult succes în tot ce faceți! Mulțumim! Țara noastră are un singur sistem de apărare operațional Patriot, iar asta este vital pentru securitatea noastră, spune Angel Tâlvăr. Liderii coaliției de guvernare spun că problema va fi tranșată în CSAT. România mai are încă 3 sisteme, dar nu sunt încă operaționale. Ministrul Apărării susține că sistemul de rachete Patriot este indispensabil pentru România. Ne-am luat tocmai pentru nevoia României de a-și apăra teritoriul național. Deci ele au relevanță, iar din acest punct de vedere, acest sistem operațional este indispensabil. Este vorba de a apăra teritoriul național, evident, în acord și împreună cu aliații noștri, pentru că România face parte dintr-o alianță care ne onorează și care ne generează garanții de securitate. Informațiile despre reținerile pe care le are ministrul apărării cu privire la oferirea unui sistem de rachete Patriot Ucrainei au venit chiar de la premierul Marcel Ciolacu. Am spus că avea reținere, am avut o discuție cu președintele României, urmează să luăm o decizie în CSAT. A fost ministrul apărării nu e chiar convins sau nu știu exact care a fost exprimarea dumneavoastră? Sunt ferm convins că după ședința CSAT o să aveți toate lămurile. Surse spun că o ședință CSAT ar putea fi organizată în viitorul apropiat după ce vor avea loc discuții cu specialiștii militari. Este o decizie care se va lua, așa cum a anunțat și domnul președinte, după analiza structurilor responsabile în acest domeniu, se va analiza în CSAT și pe baza detaliilor care însoțesc o astfel de decizie, va urma o decizie asumată de la cel mai înalt nivel. Potrivit ministrului apărării, la nivelul instituției pe care o conduce, s-au făcut deja evaluări pe această temă. Discuția în spațiul public despre oferirea unui sistem de rachete Patriot Ucrainei s-a intensificat după întâlnirea lui Klaus Iohannis cu Joe Biden la Casa Albă. Ucraina are nevoie de sisteme avansate de apărare antiaeriană, iar armata română are 4 baterii în dotare, dintre care doar una este operațională. Sistemele Patriot pe care armata română le are în dotare sunt dislocate în mai multe zone din țară. Primul sistem a fost livrat în anul 2020 și execută misiuni de apărare din 2021, fiind singurul operațional. Celelalte 3 sunt în curs de operaționalizare pentru a putea intra în serviciul de luptă. Un sistem conține, printre altele, un radar și 4 lansatoare, iar pe fiecare lansator pot fi montate între 4 și 16 rachete. Ce vedem în imagine e radarul, un radar care bate până la 100-160 de kilometri. El poate decide într-un timp extrem de scurt care sunt țintele care pot fi lovite și trebuie lovite cu prioritate. În 9 secunde, după transmiterea comenzii, sistemul de lansare, acele tuburi pe care le știm cu toții, poate trimite o astfel de rachetă, așa cum vedem în aceste imagini. O rachetă însă are o rază scurtă de acțiune. Una dintre caracteristicile speciale ale acestui sistem este că are o capabilitate antibalistică pe care România și armata română nu au avut-o până la sosirea sistemului Patriot România. Sistemul este deosebit de complex, se bazează pe foarte multe computere, pe foarte multe informații, radarele sunt foarte performante și de aceea țintele sunt foarte ușor combătute. Primele trageri cu muniție reală ale sistemului Patriot din dotarea armatei române au avut loc în noiembrie anul trecut, în poligonul de la Capul Media. Au fost trase 2 rachete, iar la lansarea celei de-a treia a apărut o eroare de comunicare între elementele sistemului. Racheta a fost trasă cu o oră întârziere. Valoarea contractului semnat în 2017 pentru achiziția sistemelor se ridică la aproape 4 miliarde de dolari. Pe lângă cele 4 unități care au ajuns în dotarea forțelor aeriene, producătorii americani mai trebuie să livreze încă 3 astfel de sisteme către forțele terestre române până în 2026.
Zeci de mii de georgieni au protestat în timp ce Parlamentul a adoptat controversata lege a agenților străini, considerată de inspirație rusească. Parlamentarii s-au luat la bătaie în plenul legislativului, iar protestatarii s-au ciocnit cu forțele de ordine. Legea pune în pericol și negocierile privind aderarea la Uniunea Europeană. Administrația Biden a transmis că, dacă legea va intra în vigoare, Statele Unite vor reevalua relația cu Georgia. The demonstration is currently dispersed by the police and the situation got very tense and chaotic at this moment. The police is isolating the parliament building and they are not letting the demonstrators approach the building. They also used pepper spray against the protest action members and the water jet machine and special forces are also present here. Parlamentarii puterii și cei ai opoziției s-au luat la bătaie în timpul dezbaterilor aprinse asupra controversatei legi a agenților străini, inspirată după modelul Moscovei. Legea a fost în cele din urmă votată de Parlamentul georgian în pofida masivelor proteste care au loc de săptămâni întregi la Tbilisi. Legea a fost criticată și de oficialii europeni și ar putea bloca negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Mime salmebi sakartvelos atiatasobit tavisupal. Ghirseul, patriot mokhalakhes, romlebits mteli am dgheebis ganmavlobashi, dauqalavat, ertobit, simtkitsit, da ertiani miznit, itsaven sakartvelos damoukidebobas, sakartvelos erovnul archevans, da sakartvelos evropul momavals. Am adamianebis tsinaagmdeg. Თქვენ არ დაიშურეთ არც რეზინის ტყუები, არც ხელკეტები, არც გაზი, არც წყლის ჭავლი, არც ძალადობა, არც უკანონობა, მაგრამ ეს ადამიანები ვირფასო ახალგაზრდებო, იცოდეთ, სანამ თქვენ ქუჩაში აქციებზე დგახართ, პოლიტიკური შურისძიებით შეპყრობილი, რადიკალური, ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიევროპული ოპოზიცია ცდილობს და ელოდება მოვლენების ძალადობრივი სცენარით განვითარებას. Ეს არის მათი ბოლო შანსი ოღონდ თქვენს ხარჯზე. Მაგრამ ჩვენი ქვეყნის წინსვლას ვერავინ და ვერაფერი შეაჩერებ. Ce politicienii votau legea considerată un instrument îndreptat împotriva presei și a organizațiilor neguvernamentale, demonstranții s-au ciocnit cu forțele de ordine în fața Parlamentului. Obviously, they made a decision to adopt the Russian law and we believe that this is the way towards Russia and this is the Russian imposed legislation and it definitely will not lead us to European Union and the only thing we can make current ways to protest and make sure that in a long-term perspective they won't win. It is important to demonstrate that the Georgian society and Georgian people will not accept blocking its path towards the European Union and going back to the USSR. Never, never, never give up. And we will fight, we will go, and I have no doubts that more and more people will come to the streets. Așa zisa legea agenților străini prevede că toate instituțiile de presă și organizațiile neguvernamentale care sunt finanțate în proporție de 20% din surse externe trebuie să se înregistreze ca agenți care urmăresc interesele unei puteri străine. Guvernanții susțin că legea este necesară pentru că există forțe străine care vor să destabilizeze mica țară cu 3,7 milioane de locuitori. Opoziția acuză puterea că vrea să readucă Georgia în sfera de influența Moscovei, legea fiind similară cu cea rusă. Legea va fi trimisă la promulgare. Este de așteptat ca președintele țării să respingă actul normativ, însă Parlamentul va avea ultimul cuvânt de spus. De la ora 10 fix, colegul meu Claudiu Popa vă așteaptă aici la Euronews România cu cele mai noi informații și imagini, iar noi ne începem dimineața împreună și mâine. Sunt Daniel Coman și vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi.